Asociației Județene de Fotbal din județul respectiv. S-au făcut dotări de baze sportive prin intermediul Asociației Județene, de la Consiliul Județean. Deci s-au făcut lucruri pe care noi nu putem deocamdată să condamnăm pe nimeni, deci nu se implică poliția, pentru că n-am cerut acest lucru neîndeplinind această formă legală de a accesa asemenea fonduri. O să vedeți mai spre final și în strategia care o avem pe viitor, că avem în vedere aceste lucruri. Probabil o să reușim. Deci un an electoral. În rest, consider că perioada pe care am trecut-o de la alegeri și până acum am reușit lucruri importante, în special în activitatea sportivă. Cred că suntem pe un drum bun. Eu zic că acest format de competiții la nivelul seniorului este unul foarte bun. Avem această Superligă care a crescut nivelul fotbalului la primul eșalon și încă nu a funcționat cum trebuie. Încă nu m-a înțeles toată lumea de la început ce înseamnă un nou format de genul ăsta. Sperăm să-l îmbunătățim cu mențiunea că mulți dintre dumneavoastră am avut foarte multe întrebări, cu toate că în vară s-a discutat acea variantă cu plecarea în handicap de puncte. Nu ați fost de acord. Acum foarte mulți dintre dumneavoastră au venit și au zis că nu-i corect. Trebuia să vă dați seama de atunci. Deci vom menține acest sistem de joc și la anul, în condițiile în care se va pleca cu handicap, cum a fost proiectul inițial. Dacă nu vom face campionat cap coadă, ceea ce v-am explicat de anul trecut, ridică cheltuielile cu încă 8 etape. Practic, încă un play-off, cum e acum. Deci, conducția este una foarte bună, cu mențiunea că locul 4 nu e niciodată egal cu locul 1. N-are cum. Nici matematic, nici în niciun fel.